Atenția a fost pus talentul și creațiile artiștilor plastici Viorel Nicolaevici, Milița Lachitici-Vilici, Aneta și Simion Gașpăr. Vernisajul expoziției a avut loc la Casa de Cultură din Coștei și a beneficiat de prezența mai multor oameni de cultură, oameni simpli, iubitori ai frumosului. Pentru mine, primăvara are și o doză de misticism și de aceea am folosit paleta de culori pe care o puteți vedea. Iar pentru a descrie cumva metamorfoza primăverii, am folosit și CD-uri lipite, adică puse în compoziție și ele reprezintă această metamorfoză pentru că și ele vizual metamorfozează în dependență de reflexia luminii. A fost aceasta cea de-a doua expoziție a domnului Nicolaevici din Coștei. Sunt foarte mulțumit cu expoziția. Am căutat să aduc tablouri în cadrul acestei manifestații sau manifestări pentru copii, cu niște animăluțe, cu portrete, cu natură și așa. Au fost expuse aproximativ 50 de lucrări realizate în diferite tehnici. În fața Casei de Cultură au fost expuse și produsele membrelor Centrului de Creativitate pentru Femei din Vârșeț.